Hei lume și bun găsit înapoi în OMSI 2! Avem de făcut un alt tutorial cu rocarul de Simon varianta sau versiunea 1.0. De această dată vă voi arăta cum să folosiți eficient sistemul BuzzVox, adică acesta, sistemul de anunț al stațiilor. Știu că v-ați exprimat dorința să vi se explice cum funcționează acest sistem. E bine, el funcționează ca și mecanism foarte, foarte simplu. Problema este că în această variantă a modului încă sunt niște probleme de scripting cu acest dispozitiv. Probleme ce probabil, sau mai mult ca sigur, că vor fi adresate, dar la data înregistrării acestui vid, rețineți că BuzzVox-ul nu funcționează decât în anumite condiții în acest joc. Una dintre aceste condiții de funcționare ce vă pot recomanda să încercați și voi este harta Berlin-Spandau, să jucați linia 92, setând anul undeva înainte sau până în 1990. Deci dacă setați anul până în 1990 și intrați pe harta Berlin-Spandau și jucați linia 92, tehnic vorbind, ar trebui să puteți folosi BuzzVox-ul fără niciun fel de probleme. Acum, cum să setăm aparatul propriu-zis? Este foarte simplu. Bineînțeles, mai întâi porniți autobuzul, după care porniți aparatul propriu-zis. Aveți aici buton de on-off, apăsați pe el și aparatul este pornit. Cum adresetăm linia? E bine, apeși pe butonul linie și aveți aici liniile disponibile. Putem selecta liniile, nu avem de ales decât între linia 5 și linia 92, linia pe care suntem în momentul ăsta, și apăsați Sell, adică butonul de selectare. După care puteți apăsa butonul Sense și veți putea alege sensul de deplasare dorit. Pentru tur, adică ce facem noi acum, Spandau Hester este ok. Selectați și chestia asta. Aparatul de asemenea mai are un buton de microfon, ce bineînțeles nu este disponibil în joc pentru că nu poți folosi microfonul în joc. Și de asemenea mai are un buton mod, unde poți trece la modul automat de anunț al stațiilor sau la modul manual. Noi îl vom lăsa pe automat. Și de la ăsta poți parcurge stațiile. Rețineți că cel puțin în varianta actuală nu poți relua o stație dacă ai anunțat-o deja, așa că va trebui să aveți grijă cu chestia asta. Bine, cel mai probabil veți decala oricum sau vor fi decalate stațiile, cel puțin mie mi se întâmplă mai mereu în acest joc să le-am decalate cu orice fel de sistem de anunț al stațiilor, dar pe de altă parte stațiile sunt în germană anunțate, așa că nu prea vă interesează mai mult, e pentru atmosferă treaba asta. Și bineînțeles există și butonul uși, ce acum nu face nimic, dar când vom deschide ușile, dacă apăsăm chestia asta, va anunța în română atenție, se închid ușile, ceva de genul ăsta. Este atât de simplu. În momentul acesta aparatul este configurat, să sperăm că este configurat cum trebuie, așa că vom pleca pe traseu și vom vedea dacă este ok. Călcăm frâna, desigur, ca de obicei, eliberăm frâna de mână, apăsăm butonul D de la Drive, apăsăm accelerația și ar trebui să reacționeze. Priviți, a reacționat deja aparatul. Deci, cum funcționează BuzzVox-ul? Spre deosebire de un sistem modern de anunț al stațiilor ce utilizează localizare GPS. Bineînțeles, la data apariției acestui autobuz nu exista localizare GPS. Așa că BuzzVox-ul acționează într-un mod, dacă vreți să-l numiți așa, analogic. În primul rând, în realitate, acesta funcționa cu casete magnetice. Bineînțeles, asta nu e situația în joc, dar jocul face o treabă bună, sau modul acesta în joc face o treabă bună să simuleze modul de acționare al BuzzVox-ului, în sensul că acționează nu pe GPS când te apropii de o stație să anunțe, ci în mod automat în momentul în care închizi ușile. Deci dacă ești în stație, deschizi ușile, le închizi, cum facem noi acum, și în momentul în care pleci de pe loc, așa, observați că a anunțat deja următoarea stație. Este atât de simplu. Nu este niciun fel de mare problemă de a seta acest sistem. Este foarte, foarte intuitiv în opinia mea. Singura problemă cu care presupun că la momentul respectiv se
sau la momentul de față se au de a face mulți jucători este faptul că încă nu este 100% full scriptat să funcționeze cu toate liniile pe toate hărțile, da? Cam asta este de fapt singura linie pe care am reușit să-l fac să meargă. Deci rețineți, linia 92 pe harta Berlin Spandau, deci harta default a jocului, dacă setați anul undeva înainte până în 1990. Dacă setați anul după 1990, atunci un pic se schimbă lucrurile cu liniile în joc și nu va mai funcționa nici măcar pe linia asta, da? Bun. Haideți să vedem și anunțul stațiilor, dacă funcționează. Atenție, se închid ușile. Închidem ușile. Și îi dăm drumul mai departe. Și da, sistemul funcționează chiar și dacă faci o greșeală și deschizi ușile în afara stațiilor, da? Deci nu-și dă seama în Passvax-ul că tu de fapt ai deschis ușile înainte sau după stația care urmează. Mă rog, înainte de stație, în afara stației. Uitați-vă, facem un mic experiment, da? Adică oprim aici la semafor și voi deschide ușile doar ca experiment, după care le voi închide și în momentul în care vom pleca de pe loc, mecanismul va funcționa, sistemul va funcționa și va anunța următoarea stație, chiar dacă noi tehnic vorbind nici n-am ajuns încă în următoarea stație. Observați că deja a anunțat stația. Deci dacă nu erau decalate înainte stațiile, în momentul ăsta sigur sunt decalate. Deci trebuie avut un pic de grijă, mai ales că în acest moment, nu știu dacă pe viitor va fi posibil, dar în acest moment este imposibil să setezi manual, să practic să retrogradezi stația, da? Să selectezi o stație anterioară. Și cam așa funcționează Passvax-ul. Nu este absolut nimic complicat în modul său de a acționa, practic. Este un dispozitiv extrem de ușor de folosit și de intuitiv, în opinia mea, dacă reușiți să îl faceți să funcționeze corect în joc. Bun, cam asta e pentru moment. Vă mulțumesc mult pentru vizionare. Stați pe fir pentru că vor mai urma tutoriale foarte interesante și alte gen de conținut foarte interesant, sper eu, cu acest superb autobuz. Până în alta, vă doresc să aveți o zi absolut minunată pe traseu și să vă bucurați de rocarul vostru de Simon și ne auzim. Drum bun și numai bine! Bye bye! Atenție, se închid ușile. Zeppelinstraße.